dragi mei, tineri, dragi surori, ne bucurăm pentru că în această seară de 22 decembrie 2016 avem din nou bucuria și privilegiul să fim aici împreună la Porumbacu, în acest mediu extraordinar pe care Dumnezeu l-a creat și în mijlocul căruia ne avem privilegiul și bucuria să fim împreună pentru a petrece câteva zile în cadrul unei părtășii speciale, ținând cont că ne apropiem de finalul acestui an 2016. Vă spunem tuturor un bun venit și mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a ocrotit în călătoriile noastre, ne-a ocrotit pe parcursul acestui an și ne-a ajutat ca dorința pe care fiecare dintre noi am avut-o de a participa la această tabără să se realizeze prin faptul că suntem aici. Faptul că avem viață este o dovadă a dragostei lui Dumnezeu. Faptul că putem să vedem, să auzim, să ne mișcăm, este de asemenea o mare binecuvântare. Iar genericul acestei tabere, unde privești? Se pare că a avut un impact profund asupra noastră tuturor, acelora care a citit acest anunț din momentul în care a fost spus, la începutul lunii noiembrie, și vreau să vă spun că am fost uimit că într-o săptămână și două zile, campusul și încă două, trei pensiuni din împrejurime au fost ocupate de la data de când am pus acest anunț. Înseamnă că majoritatea dintre dumneavoastră ați știut unde să priviți și v-ați dorit ca acest sfârșit de an să-l petrecem aici împreună. Sigur că acest generic are o implicație profundă pentru noi toți. Sunt convins că pe parcursul acestui an privirile noastre au fost îndreptate în multe locuri. Și conform studiilor care s-au făcut și conform modului în care noi ne comportăm, observăm că privirea, acest simț pe care noi îl avem, această cale de acces către sufletele noastre are un impact profund în a ne transforma viața și caracterul nostru. Sunteți de acord? Sunt multe lucruri la care noi privim, atât cei tineri cât și cei mai în vârstă. Sunt multe lucruri la care privim datorită faptului că ne înconjoară elemente din natură, oamenii cu care noi ne întâlnim, anumite lucruri pe care le-a realizat omul. Dar sunt și anumite lucruri la care noi privim datorită faptului că alegem să privim. Și, dragii mei, toate lucrurile pe care noi le privim ne influențează, fie în mod pozitiv, fie în mod negativ. Este foarte important, în special pentru cei tineri, ca să aleagă într-un mod înțelept lucrurile la care să privească. Aș vrea să observăm în următorul slide care au fost cele două versete care au constituit motoul acestui generic. Evrei, capitolul 12, primele două versete. Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un or așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șată la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Pe baza acestor texte, vor fi prezentate anumite teme în cadrul acestei tabere. Observăm în primul rând că ne amintește despre un număr mare de martori. Și vom observa că de-a lungul istoriei acestei lumi au existat martori pentru Dumnezeu. Atât tineri, bărbați, băieți, fete, cât și oameni mai în vârstă care au fost niște martori ai lui Dumnezeu în generația în care i-au trăit. Și vom vedea lucrurile care le-au influențat în a lua niște decizii înțelepte. De asemenea, un alt subiect asupra cărora ne vom concentra atenția, amintește Pavel despre anumite obstacole, anumite piedici care sunt în calea noastră. Anumite obstacole care la un moment dat pot ca să ne prindă, să ne surprindă, să ne lege și spune păcatul care ne înfășoară așa de lesne sau atât de ușor. Sunt foarte multe tentații în ziua de astăzi asupra cărora noi suntem înclinați să privim. Și nu ne imaginăm că printr-o privire atentă la anumit lucru, pozitiv sau negativ, poate ca să ne lege, să ne înfășoare, să ne influențeze.
De asemenea, vom observa care este soluția pentru noi. Și este prezentată aici de Cuvântul lui Dumnezeu. Să ne uităm țintă la ce? La cine? Avem un model de săvârșit, care este Domnul Iisus. Ne dorim ca viața noastră de fiecare zi, privirile noastre să fie îndreptate la Domnul Iisus. Dacă vom privi la Domnul Iisus, așa cum a privit ucenicul Ioan, cel mai tânăr dintre ucenici, în timp de 3 ani și jumătate a ajuns ca să-L imite pe Domnul Iisus atât în caracter, dar a avut un impact chiar și asupra fizicului său, încât au existat persoane care îl confundau pe Apostolul Ioan, pe ucenicul Ioan, cu Domnul Iisus. Și de asemenea, în cadrul acestor teme, vom observa lucrarea care a făcut-o Domnul Iisus pentru noi. Bucuria de a ne vedea salvat din această lume l-a determinat pe Domnul Iisus să vină și să sufere. Și aici spune, a suferit crucea, a disprețuit rușinea. Așa să vedem în cele ce urmează câteva date pe care oamenii de știință le-au observat, care au un impact asupra vieții noastre, și aici s-au făcut un studiu asupra copiilor. Și să vedem ce rol, ce impact are privirea, modul în care privesc copiii și nu numai, la anumite lucruri și ce se întâmplă, cât de mult marchează viața. Și aici spune felul următor. Un copil ține minte 10% din ceea ce citește. Deci 90% pare că se pierde, dar 10% rămâne în mintea copilului. 20% din ceea ce aude. Observăm că procentajul crește folosind simțul auzului. 30% din ceea ce vede. Deci din ceea ce vedem noi, 30% din informație rămâne în viața noastră, în mintea noastră și ne modelează caracterul. De aceea este important ca în viața noastră de fiecare zi să alegem ce să privim și de la ce lucru să ne întoarcem privirea. Există o declarație a lui David în Cartea Psalmilor în care spune, nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei. Urăsc purtarea păcătoșilor, ea nu se va lipi de mine. Ești dispus să iei această decizie? Suntem noi dispuși, în cadrul acestei tabere, să ne facem o evaluare, să vedem care lucruri ne-au influențat pe parcursul acestui an. Și dacă există lucruri pe care am dorit ca să le schimbăm, Dumnezeu este gata să ne ajute. Ca să selectăm lucrurile la care noi privim și lucrurile care au adevărată valoare și lucrurile care au o valoare trecătoare, o valoare și cu un impact negativ. 50% din ce aude și vede. Iată că îmbinând cele două simțuri, auzul și văzul, 50% ne influențează. Iar apoi 70% din ceea ce spune, 90% din ceea ce spune și face. Aceasta este realitatea pe care oamenii au descoperit-o în viața copiilor și cred că are de-a face și cu viața noastră ca și adulți. Aș să mergem mai departe și să observăm ce spunea un anume autor. Obstacolele sunt acele lucruri înfricoșătoare pe care le zărești atunci când îți abați ochii de la ideal. Spunea Apostolul Pavel că păcatul este un obstacol, este o piedică care ne înfășoară așa de lesne. Când suntem afectați de aceste obstacole? Ce spune acest autor? Când ne abatem privirea de la ideal, de la anumite lucruri pe care noi ni le dorim. Și spunea un alt autor că nu poți privi cu plăcere la păcat dacă privirea ta este îndreptată asupra Domnului Hristos. Deci observăm că atunci când privirile noastre se îndreaptă de la ideal, de la modelul de săvârșit, atunci ne împiedicăm, suntem prinși de acest flagel al păcatului. O altă declarație spune, deschide-ți ochii și privește în lăuntrul tău. Ești mulțumit de viața pe care o duci? Suntem îndemnați de asemenea să ne deschidem nu doar ochii fizici, ci și ochii inimii, ochii minții noastre. Și așa cum stăm fiecare în această seară, aici, la campus, porumbatul, să ne deschidem ochii, să ne facem așa o introspecție, ochii minții,
Suntem noi mulțumiți cu viața pe care o ducem? Cu viața pe care o trăim? Ești mulțumit de realizările acestui an 2016? Sunt lucruri care ne-au legat, care au reprezentat pe noi niște obstacole de care ne-am împiedicat și am căzut? Haideți să mergem mai departe, spune, ochii sufletelor celor mulți sunt incapabili să suportă viziunea Divinului. Iată că păcatul ne-a afectat atât de mult încât ne suntem incapabili să-L vedem pe Dumnezeu la fel cum îl vedea și îl percepea Adam și Eva în grădina Edenului. Și totuși, spune Apostolul Pavel că privind cu fața descoperită ca într-o oglindă, suntem schimbați după asemănarea Domnului Iisus din slavă în slavă. Când ispitele te asaltează, când grijile și nedumeririle te înconjoară, când deprimat și descurajat ești gata să te lași cuprins de disperare, privește la Iisus și întunericul care te învăluie va fi asuprit, risipit de strălucirea puternică a prezenței sale. Când păcatul se luptă pentru a stăpâni sufletul tău și îți împovărează conștiința, privește către Mântuitorul. Harul Său este îndestulător pentru a vivi păcatul. Inima ta recunoscătoare, care tremură din pricina nesiguranței, să se întoarcă spre El. Prinde-te de nădejdea pusă înaintea ta. Hristos așteaptă să te adopte în familia sa. Tăria sa va ajuta slăbiciunii tale. El te va conduce pas cu pas. Pune-ți mâna între a Lui și lasă-L să te călăuzească. Suntem de gata să luăm această decizie? Suntem noi gata ca mâna noastră să fie pusă în mâna Lui și să spunem, Doamne, arată-mi calea pe care să merg. Descoperăm lucrurile la care trebuie să privesc în mod profund și ajută-mi ca să-mi închid ochii de la lucrurile care vor avea un efect negativ în viața noastră. Știm că generația în care o trăim noi, foarte mulți tineri și nu numai, suntem afectați de partea virtuală. Și privim foarte mult la lucruri care se postează. Și considerăm că doar dacă le privim, nu au un impact asupra noastră. Dar conform studiilor care s-au făcut, s-au descoperit că toate lucrurile care le privim ne influențează. Și de aceea, cuvântul inspirat ne îndemnea ca să lăsăm, să punem mâna noastră în mâna Domnului Iisus și să lăsăm ca El să ne călăuzească pașii. Iată care este apărarea oricărui suflet. Puterea nemărginită a Duhului Sfânt este apărarea oricărui suflet compleșit de greutăți. Hristos nu va îngădui ca vreunul dintre cei care, prin pocăință și credință, au cerut protecția sa să treacă sub puterea vrăjmașului. Mântuitorul este alături de cei ispitiți și încercați. La El nu poate fi insucces, pierdere, imposibilitate sau înfrângere. Noi putem totul prin acela care ne întărește. Când vin ispitele și încercările, nu aștepta ca mai întâi să bivi toate greutățile, ci privește la Iisus ajutorul tău. Când avem un succes, când ne împiedicăm datorită unor obstacole, care este motivul? Înseamnă că mâna noastră nu este mâna Domnului Iisus. Înseamnă că privirea noastră este abătută în altă parte și ne afundăm în această mare învolburata lumii care noi trăim. Dar privind la Domnul Iisus, El ne va salva la fel cum l-a salvat și pe Petru. Încă un gând, nevoia unei schimbări sau unor schimbări majore. Iată ce ne recomandă Cuvântul lui Dumnezeu. Niciun bărbat, femeie sau tânăr nu poate atinge perfecțiunea creștină și în același timp să neglijeze studiul Cuvântului lui Dumnezeu. Mereu trebuie să cercetăm modelul cu atenție ca să putem alimita. Pe măsură ce cunoaștem istoria Mântuitorului, începem să ne vedem propriile defecte de caracter. Neasemănarea cu Hristos este atât de mare încât ajungi la concluzia că nu-L poți urma pe Hristos dacă nu faci unele schimbări majore în viața ta individuală. Iată care este realitatea noastră a fiecăruia. Avem nevoie de schimbări majore. Suntem la acest final de an, aici la Porumbacu. Și avem posibilitatea să ne autoevaluăm fiecare viața noastră. Domnul Iisus se raporta întotdeauna la prezent și spunea: și voi fiți gata că Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți.
Dacă anul 2016 este ultimul an pe care noi mai avem în această lume, nu știm dacă vom mai ajunge anul 2017 la sfârșit de an. Și avem nevoie de schimbări majore. Și nevoie de schimbări urgente. Orice întârziere este în defavoarea noastră și poate pune în pericol pierderea vieții veșnice. În timp ce studiez cu dorința de a fi ca marele exemplu, încep să prind felul de a privi și spiritul maestrului îndrăgit, privind de vii alt om, privind țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Iată că privind la Domnul Iisus de vii alt om. Iar firea păcătoasă este sub control, sub controlul puterii lui Dumnezeu. Iar păcatul este îndepărtat, este eradicat, se produc schimbări majore. Și caracterul tău și caracterul meu pot ca să reflecte chipul la care privim. Aș vrea să mergem mai departe și ar vrea ca în această seară, la începutul acestei tabere, să medităm la trei întrebări, care să ne rămână în minte pe parcursul programului. Care credeți că este scopul acestei tabere? Am notat aici trei gânduri pe care le-am amintit și anul trecut la o tabără asemănătoare. Care ar trebui să fie primul lucru ca scopul acestei tabere? Pentru ce suntem aici? I-am notat aici primul scop ar trebui să fie ca tot ceea ce facem să fie pentru slava lui Dumnezeu. Al doilea aspect la această întrebare, scopul pentru care noi suntem aici să fie unul care să determine la creșterea noastră spirituală. Iar al treilea punct, să avem o părtășie deosebită unii cu alții, o părtășie creștină, o părtășie care să aibă în centru pe Domnul Iisus, iar noi să putem fi unii cu alții într-o relație specială. Și a dat o întrebare, cu ce scop am venit la această tabără? Din momentul în care ați citit acest anunț, acest titlu, probabil că fiecare dintre noi are un anume scop. Să vină această tabără să se întâlnească cu anumite persoane. Poate ați avut scopul să vină în special pentru auzirea mesajului Cuvântului Dumnezeu. Și diferite motive pentru care fiecare dintre noi le știm. Putem ca în cadrul acestei tabere scopurile noastre să fie subordonate scopului lui Dumnezeu? Și a treia întrebare asupra căreia vrea ca să medităm pe tot parcursul taberei, nu doar la program, cât și în momentul în care suntem la locul unde suntem cazați, în cameră, la campus sau la pensiuni, dimineața sau seara, în timpul zilei, indiferent de activitățile pe care le facem, ar trebui ca întotdeauna să avem în minte această întrebare, ce ar face Iisus dacă ar fi în locul meu? Și sunt convins că programul taberei, activitățile care se vor face, dacă vom primi prin prisma acestei întrebări, vom putea observa că va fi o tabără reușită. O tabără care va avea un impact profund în viața noastră. O tabără în care organizatorii și participanții vor fi într-o relație de armonie și nu vor apărea lucruri care să provoace disensiuni. Dar aceasta doar primi la Domnul Iisus. Și să ne punem fiecare întrebarea, ce ar face Domnul Iisus dacă ar fi în locul meu. Îmi doresc ca aceste gânduri să rămână în mintea noastră, să medităm la ele. Vă dorim tuturor o tabără binecuvântată. Să ne rugăm și pentru cei care vor călători și vor veni mâine spre acest loc. Și fie ca prezența Domnului Iisus să ne însoțească, iar privind la El, să fim schimbați. Aceasta este dorința mea pentru mine și pentru noi toți. Amin.